Dacian Cioloș și ministrul Agriculturii Achim Irimescu au discutat cu reprezentanții crescătorilor de animale din România. Aceasta este cea de-a doua întâlnire în seria În dialog cu fermierii, după ce vinerea trecută premierul a avut o întâlnire de lucru cu agricultorii. Cea de-a doua întâlnire din seria În dialog cu fermierii a avut loc la Sibiu. De data aceasta a venit rândul crescătorilor de animale să își spună oful, iar discuțiile au avut loc cu ușile închise. Din seria întâlnirilor cu agricultorii, săptămâna aceasta am avut întâlnirea cu crescătorii de animale. Liderii asociațiilor crescătorilor de animale s-au întâlnit joi cu reprezentanții guvernului. Una dintre cele mai arzătoare probleme pe ordinea de zi a fost cea legată de întârzierea plății subvențiilor. Deși mai este puțin timp până la data în care fermierii ar trebui să își primească subvențiile, ministrul Agriculturii a dat asigurări că plata se va face până la data de 15 august. Domnul ministru Irimescu le-a dat situația la zi, cu angajamentul din partea APEA ca 95% din plăți și pentru sectorul animal să fie finalizate până la 15 august. Spun 95% pentru că de fiecare dată rămâne un procent mic de situații care trebuiesc clarificate. În cadrul întâlnirii s-au dezbătut mai multe subiecte, printre care și problema TVA-ului la persoanele fizice, posibilitatea acordării unui ajutor pentru ca fermierii să achiziționeze animale de rasă, asigurarea piețelor de desfacere sau problema pășunilor aflate în proprietatea primăriilor. În ceea ce privește condițiile în care se aplică și se calculează plata TVA, șeful statului a spus că guvernul va veni cu un act normativ în această direcție. Condițiile în care se aplică și se calculează plata TVA, mai ales pentru anumiți agricultori care sunt înregistrați ca persoane fizică, dar care realizează o cifră de afaceri care trece peste un anumit barem. Ministerul Finanțelor a venit aici cu o propunere care, am înțeles, a tras interesul agricultorilor. Pentru a promova produsele autohtone, guvernul are în vedere o serie de măsuri pe termen scurt menite să aducă în viitor un plus de valoare produselor românești din ingrediente autohtone. Și am discutat de câteva măsuri pe care le avem în vedere pe termen scurt, cum ar fi îmbunătățirea raselor animale pentru a avea mai bună performanță la carne sau la lapte, dar și anumite măsuri de etichetare specifică a produselor de calitate, cum ar fi produsele din zona montană. În ceea ce privește exporturile, mai ales produsele din carne și în special carnea de ovine, care au un potențial mare de export, Dacian Cioloș a spus că demersurile făcute de Ministerul Agriculturii în acest sens sunt în stare avansată. Ministerul Agriculturii e în fază de recrutare a acestor atașați agricoli care vor merge în țări din zona Golfului, în țări arabe, în țări cu potențial de export pentru România.